Au plecat în tabără cu gândul că vor petrece câteva zile de vis în Parâng, însă au ajuns la spital. Este vorba despre 8 copii din Ploiești care, ajunși la un hotel din Valea Jiului, au început să acuze dureri abdominale și vărsături. Copiii au fost transportați la compartimentul de urgență a Spitalului Municipal din Vulcan, iar reprezentanții Direcției de Sănătate Publică au demarat o anchetă epidemiologică în acest sens. În tabără organizată în masivul Părâng sunt aproximativ 150 de copii și 11 însoțitori, însă 8 dintre ei de 10 și 11 ani au ajuns la spital din cauza vărsăturilor și a durerilor abdominale. Direcția de Sănătate Publică Hunedoara a demarat o anchetă epidemiologică în acest sens. Medicul pediatru de acolo a stabilit diagnosticul de sindrom acut de vărsături și suspiciune de toxinfecție alimentară. Repet, suspiciune, deci n-a fost confirmat încă, deci s-a declanșat investigația epidemiologică. Copiii făceau parte din acea tabără organizată la Hotel Rusu, din localitatea Petroșani. Copiii veniseră, acești copii, toți erau din Ploiești. De asta încă nu știm exact dacă alimentele consumate la Hotel Rusu aveau o problemă sau acei copii au mâncat pe autocar sandvișuri aduse de către ei. Au stat în căldură, au băut multe lichide, apă, sucuri și așa mai departe. Sigur, copiii n-au rămas internați acolo, au plecat, au fost luați acasă de către părinți. Ieri s-au mai prezentat doi copii cu aceeași simptome, de asemenea n-au fost internați, au fost luați de către părinți. Toți erau din Ploiești. De asta nu putem să confirmăm sau să infirmăm dacă au fost probleme de la alimentele consumate, de la mâncarea consumată în hotel sau poate au fost din pachetele proprii ale lor. Reprezentanții hotelului în care au fost cazați copiii au declarat pentru Gazeta de dimineață că sunt 7 sau 8 copii din 146 care au prezentat probleme. Toți copiii sunt din aceeași grupă, de la Ploiești, cazați în două camere. Au prezentat simptome unul după altul. Noi am dat mai departe probele de mâncare transparent să se vadă exact. Controlele au fost foarte clare. Așteptăm rezultatele. O singură masă de băieți s-a simțit rău. Sigur, nu de la noi. Dacă era de la noi, nu erau doar copiii de la o masă afectați. Ceilalți 130 de copii au plecat în excursii în județ și nu a fost nicio problemă. Cu mâncare pusă de noi, sandvișuri puse de noi, nu a fost nicio problemă. Rezultatele probelor luate de DSP vor fi comunicate mâine. Vom pune la dispoziție și momentul în care vor ieși probele de alimente pe care le-am recoltat deja și sunt în cadrul laboratorului, dar ieri iasă după 48 de ore. DSP Hunedoara a amendat administratorul hotelului cu 4.200 de lei pentru că nu erau monitorizate la timp spațiile frigorifice și pentru că o parte din personal nu avea cursul de igienă. Aceste neconformități, spun cei de la DSP, nu au însă nicio legătură cu problemele digestive prezentate de copii.